Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, vă invit acum să revenim la cuvânt, la cuvântul de învățătură. Suntem la cea de-a treia lecție, la învățătura despre biserică, învățătura pe care ne-a lăsat-o Mântuitorul în carte, în Biblie. Și în seara aceasta procedăm la continuarea acestei învățături din Scriptură și la început citim un cuvânt de la care vom pleca, cuvânt care se găsește în Cartea Faptelor, capitolul 20, versetul 28. Vă invit în cinstea Domnului să vă ridicați în picioare. În timpul acesta citim acest verset, apoi vă rog să vă reocupați locurile. Fapte 20 cu 28. Luați seama la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriți Biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Amin. Mulțumesc mult, vă rog să vă reocupați locurile. Dragi frați, stimate surori, Dumnezeu ne-a păstrat cu viață, să fim din nou în sanctuar, ca o expresie a legăturii duhovnicești cu Domnul, ca o manifestare a intenției noastre să-L glorificăm pe Dumnezeul care ne-a mântuit dintr-o stare de păcătoșenie în care am trăit înainte ca să-L cunoaștem pe El, și ca o expresie a bucuriei să fim împreună, pentru că noi avem același Tată, avem același trecut și avem același viitor. Noi vom fi împreună în cer, lăudat să fie Domnul. Nu vor mai fi acolo tineri și bătrâni, probleme, datorii neplătite, frică și teamă de tot felul, și vom fi într-o bucurie veșnică cu Cel care a produs-o, care o întreține și care a plătit prețul pentru ea, Domnul și Regele nostru Iisus Hristos, cinstit să-I fie numele. Apreciez prezența dumneavoastră, faptul că nu vă lăsați și treceți peste orice barieră care v-ar fi putut ține acasă, ca niște oameni maturi, oameni pe care se așează greutatea și povara lucrării lui Dumnezeu din vremea aceasta, și veniți la adunare mereu și mereu ca să cinstiți pe Domnul, ca să ne păstrăm obiectivul de a ne sfinți, de a ne pocăi și de a ne pregăti viața pentru cer mereu proaspăt. Vă apreciez pentru asta, vă laud pentru asta și vă binecuvintez. Dumnezeu să vă țină tari, să nu vă pierdeți nici credința, nici dragostea. Și în ciuda tuturor dificultăților, când de un fel, când de altul, Duhul Domnului să vă întărească și să vă țină în picioare până la sfârșit. Spuneam, repet, lecția numărul 3 a învățăturii despre biserică, a doctrinei despre biserică. Cuvântul învățătură aici este similar, este sinonim cu cuvântul doctrină. Am vorbit despre întemeierea bisericii, despre desăvârșirea bisericii, despre asemănări ale bisericii în Biblie, despre misiunea bisericii și în seara aceasta vom vorbi puțin despre importanța unității bisericii. Frați și surori, nu orice grup de oameni este biserica, ci doar un anumit grup de oameni născuți din nou și uniți în dragoste și în legătura păcii sunt biserică. Iar acest aspect este unul duhovnicesc. Când te uiți cu ochii din carne, toate grupurile de oameni pot fi numite biserică. Dar înaintea lui Dumnezeu, biserică este doar grupul de oameni născuți din nou, în care lucrează Duhul lui Dumnezeu și care sunt uniți în dragoste și în legătura păcii. Vreau să vorbesc puțin despre această unitate, pentru că succesul bisericii locale depinde, e adevărat, de mulți factori, însă cel mai important factor de care depinde biserica este prezența lui Dumnezeu în mijlocul acelei biserici. Biserica depinde de o grămadă de lucruri.
Dar primul dintre lucruri care face sau desface biserica este prezența lui Dumnezeu în mijlocul acelui popor. De aceea, mai mult decât orice, mai mult decât prezența pastorului, mai mult decât prezența dirijorilor, mai mult decât alte organizări necesare de altfel, noi trebuie să dorim să fim obsedați de prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Pentru că El vindecă, El mântuiește, El iartă, El încurajează, El ridică povara. Noi suntem doar niște umile instrumente de care Dumnezeu se folosește cum vrea El și când vrea El. Dar cel care este important și indispensabil, indispensabil înseamnă fără de care nu se poate, acela este Domnul, lăudat să fie numele Lui. De El depindem noi. Astăzi sunt eu aici, ieri a fost altul, mâine va fi altul, dar Dumnezeu este întotdeauna. Prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului hotărăște unitatea bisericii, dă unitatea bisericii, deoarece intenția lui Dumnezeu a fost ca poporul său să se adune, să fie împreună. Spuneam, repet, biserica nu este un grup de indivizi care merg în direcții diferite, ci biserica este caracterizată de unitate și de dragoste. Aduceți-vă aminte de Ioan capitolul 13, versetele de la 34 la 35. Biserica adunată împreună, acum mă refer la biserica locală, pentru că biserica universală nu se poate aduna împreună. Fiind biserica locală de aici, de la Elim, de la Ghețiman, de la Filadelfia, de la Golgota, Emanuel și de pe tot pământul. Fiecare are locația ei. Dar biserica locală, atunci când se adună, este mai importantă decât orice persoană din biserica locală. Și este mai importantă decât orice alt obiectiv uman care poate exista aici. Cel mai important lucru este adunarea în unitate și în dragoste a bisericii locale. E cel mai important lucru. Asta cheamă prezența lui Dumnezeu. Biserica adunată, întrunită, reprezintă dimensiunea divină care depășește interesele personale sau interesele de grup. Ea funcționează la nivel divin atunci când se adună în unitate, în dragoste și în sfințenie. Când aceste elemente lipsesc, putem să fim aici cu miile, plini de bani, plini de coruri și fanfare. N-avem nici o relevanță, nici o importanță. Ceea ce ne face pe noi plăcuți înaintea lui Dumnezeu este unitatea noastră, este dragostea noastră și este sfințenia noastră. Aceste lucruri, frați și surori, trebuie neapărat păstrate cu orice preț. La lucrurile acestea trebuie să ținem cu toții. Pentru realizarea și menținerea acestor lucruri este necesară spiritualitatea membrilor bisericii. Nu poți să ai o biserică sfântă timp în care membrii componenți sunt oameni nepocăiți, oameni nenăscuți din Duhul, oameni care trăiesc în mânie, în pofte, oameni frustrați, nemulțumiți, care trăiesc în neorânduială, în ceartă, oameni neîmpliniți, nesatisfăcuți, oameni care nu sunt săturați de Dumnezeu, nu sunt adăpați de Dumnezeu, nu sunt liniștiți de Dumnezeu. Biserica e sfântă în momentul în care membrii componenți sunt oameni pocăiți, oameni care îl iubesc pe Domnul, oameni care iubesc rugăciunea, oameni care se jertfesc unii pentru alții și împreună pentru Dumnezeu. De aceea încurajăm pe fiecare om, component, membru, mădular, component al Bisericii Domnului, să se silească înspre pocăință. Iar dacă există anumite alunecare într-un moment de neveghere, trebuie pocăință, trebuie post, trebuie mărturisirea păcatului, părăsirea păcatului și revenirea la starea inițială de sfințenie și la direcția spre cer. Adunarea bisericii este mai mare decât orice pericol, este mai mare decât orice dușman și este mai mare decât orice amenințare. Nimeni nu poate să biruiască o biserică unită, nimeni. O biserică unită este mai tare decât diavolul. O biserică unită este mai tare decât orice pericol care poate veni din afară. Pot fi în adunare persoane care nu sunt născute din nou,
Însă nu pot fi persoane născute din nou care să nu facă parte dintr-o biserică locală. Sunt oameni care pretind că sunt pocăiți și spun: ce trebuie să merg la adunare ca să fiu pocăit? Răspunsul este da. Nu ca să fii pocăit trebuie să mergi la adunare, ci pentru că ești pocăit te vei duce la adunare. Poți să fii însurat fără nevastă? Poți să fii student fără școală? Poți să fii sătul fără să mănânci? Dragostea lui Dumnezeu ne strânge. Ce dulce și ce plăcut este când se adună frații împreună. Și când se adună verișori împreună, este plăcut, dar când se adună frații. Vreau să spun câteva lucruri despre faptul că biserica lui Dumnezeu înseamnă adunarea sfinților și Dumnezeu în mijlocul lor. Și ce se întâmplă când se întâmplă lucrul ăsta? În primul rând, când biserica se adună, se adună pentru închinare, pentru părtășie și pentru binecuvântarea ei. Dumnezeu se bucură de sfinții adunați la oaltă și îi place să-i binecuvinteze. Vă aduceți aminte de Psalmul 133? Este un cuvânt pe care cei mai mulți dintre noi putem să-l spunem pe din afară. Este o cântare a lui David, o cântare a treptelor. Iată ce dulce și ce plăcut este să se adune frații împreună. Este ca un de lemnul de preț, atenție, care turnat pe capul lui se coboară pe barbă și se bogoară pe marginea veșmintelor. E ca roa Hermonului. Această adunare împreună a sfinților are consecințe, are urmări. Nu rămâne fără urmări. Nu este inutilă. Are urmări. Punerea noastră împreună în numele Domnului, doi sau trei, adunați în numele Lui, pentru prestigiul Lui, pentru onoarea Lui, pentru aprecierea numelui și bogăției harului Său, are urmări. Și urmările sunt binecuvântarea noastră. Ai plecat vreodată nebinecuvântat din prezența Domnului? Ai plecat vreodată nesatisfăcut în inimă, în duhul, din prezența Domnului? Nesăturat, neumezit de roa sfântă care te ridică, care te încurajează, care te mângâie, timp în care ești lovit, trântit la pământ, descurajat poate? În Cartea Faptelor Dumnezeu binecuvintează biserica atunci când este în părtășia frățească. Aduceți-vă aminte că în Ierusalim biserica a fost binecuvântată atunci când frații s-au pus împreună, nu când au fost separați. Scriptura spune când erau toți la un loc. Aduceți-vă aminte de Samaria, de Damas. Dumnezeu nu l-a binecuvântat pe Saul când era singur, ci l-a binecuvântat când s-a întâlnit cu Anania în părtășia sfinților de acolo. Aduceți-vă aminte de Cezarea. Îi spune Dumnezeu lui Petru: du-te în casa lui Corneliu că și-a adunat toate rudele. Aduceți-vă aminte de Efe. Se strâng ucenicii lui Ioan, merg apostolii acolo și în unitatea frățească realizată, Dumnezeu îi binecuvintează. În al doilea rând, când biserica se adună, Dumnezeu suflă îndemnul acesta de misiune și de evangelizare, pentru că e scopul lui Dumnezeu să-și manifeste iubirea și față de oile pierdute, nu doar de cele găsite. Pavel, care este unul dintre marile exemple ale misiunii și evangelizării, a slujit în unitate cu biserica. Fraților, astăzi, de multe ori, sarcina care este a bisericii să evangelizeze este preluată de tot felul de grupări. Dar în ciuda faptului că orice grupare trebuie să facă evangelizare, misiunea este responsabilitatea bisericii. Citiți dumneavoastră în Cartea Faptelor și nu veți găsi nicăieri evangelizare separată de biserică. Uitați ce spune Scriptura. Pavel a fost trimis în misiune de biserică. El a avut nevoie de suportul fraților, și spiritual și material. Citiți Fapte 13. El nu s-a dus de capul lui, era plin de daruri, avea autoritate, avea trecere. Unde vorbeau, oamenii l-ascultau, dar el nu s-a separat de biserică. În biserică nu mai erau oameni dotați ca el. Dar în ciuda acestui lucru, el a făcut misiune în unitate cu biserica. Nu separat de biserică. Nu există lucruri spirituale făcute în afara bisericii lui Dumnezeu. Pentru că biserica e casa lui Dumnezeu. Biserica este casa pâinii, casa rugăciunii. Orice lucru spiritual care se face trebuie făcut în unitate cu biserica lui Dumnezeu.
Fiecare dintre noi trebuie să fim un mădular în biserica locală. Nu putem să fim separați de biserica locală. Orice creangă tăiată dintr-un copac se usucă. Pavel a fost trimis de biserică, fapte 13, a rămas în părtășie cu biserica în timpul misiunii, fapte 14 cu 27, s-a supus bisericii și a supus lucrarea lui bisericii. A lăsat biserica să-i controleze lucrarea, să-i judece lucrarea și să-i analizeze lucrarea. Pavel n-a făcut o lucrare ascunsă. N-a spus bisericii, nu-i treaba voastră. Pavel a lăsat ca biserica să se uite și să cântărească ce face el. Și ori de câte ori se întorcea, el spunea ce a făcut Domnul în alte ținuturi. Sigur că lucrul ăsta trebuie făcut cu grijă, pentru ca nu cumva accentul să cadă pe evanghelist, predicator sau cântăreți. Pentru că onoarea nu trebuie dată oamenilor, chiar dacă oamenii fac jertfă. Va veni ziua când Dumnezeu își va răsplăti slujitorii, dar ziua aceea nu e astăzi. Astăzi nu e ziua de răsplată, astăzi e zi de osteneală, astăzi e zi de trudă. Cine slujește și vrea să fie onorat și mărit în fața fraților, trebuie să mai întâi să se pocăiască și să înțeleagă că onoarea nu e a oamenilor, ea este a lui Dumnezeu. El trebuie glorificat, nu predicatorul, nu cântăreții. Oamenii ăștia trebuie apreciați, oamenii ăștia trebuie ajutați. Trebuie ajutați financiar, trebuie ajutați cu rugăciune, trebuie încurajați și apreciați, dar nu, oamenii ăștia nu trebuie înălțați. Singurul care merită să fie înălțat este Dumnezeu. Biserica nu trebuie să cadă în nicio extremă, nici în extrema să nu aprecieze oamenii care se ostenesc. Scriptura spune, prețuiți pe cei ce se ostenesc între voi. Fraților, nu stați nepăsători față de oamenii ăștia. Este porunca lui Dumnezeu ca și cum ferește-te de curvie. E aceeași poruncă. Prețuiți pe oamenii ăștia dintre voi. Nu invidiați, nu fiți indiferenți față de ei. Că lucrul ăsta nu pornește din maturitate și din Duhul Domnului. Pornește din invidie și dintr-o inimă săracă. Dar, timp în care îi prețuiți, aveți grijă să nu îi înălțați. Să nu îi umflați de mândrie. Pentru că cel care trebuie înălțat între noi este Domnul. Ăsta e scopul nostru, să-L înălțăm pe Dumnezeu. De asemenea, biserica se aduna pentru a sluji altora. Un alt obiectiv al bisericii când se aduna era să slujească altora. Biserica nu se aduna să-și slujească ei înșiși, ci se aduna să slujească altora. Puterea bisericii este maximă atunci când poporul este împreună și Duhul lucrează prin fiecare. Fiecare dintre noi avem o anumită chemare. În fiecare dintre noi trebuie să se manifeste un anumit dar sau o anumită slujire. Biserica nu are putere când este separată. Dacă pe mine mă lăsați singur, nu-s bun de nimic. Pe cel mai duhovnicesc dintre noi, dacă îl lăsăm singur, nu-i bun de nimic. Tăria mea este Domnul și adunarea fraților. Pentru că vine un cuvânt de încurajare printr-un frate, vine un cuvânt de descoperire printr-un frate, vine o mustrare printr-un frate, vine o întărire printr-un frate, vine o ajutorare printr-un frate. Atunci când am plecat în România, astă vară, a venit la mine un frate, nu e aici în biserică în seara aceasta, de aceea am mai multă libertate să spun asta, și a spus următorul lucru. Eu vreau să plătesc biletul fiului tău în România. Și am spus, frate, nu pot să accept asta. Și el a spus, vreau să fac asta în numele Domnului, n-am niciun alt interes. Și am spus, dacă vrei să faci asta în numele Domnului, din dragoste, atunci îți mulțumesc. Știți ce a însemnat pentru mine asta? A fost slujba unui alt mădular. Domnul i-a pus pe inimă să facă asta. Puterea celui mai tare, celui mai duhovnicesc dintre noi, nu este darul pe care l-am eu, sau slujba pe care o am eu, ci este adunarea frățietății, că Dumnezeu lucrează când prin unul, când prin altul, și fiecare avem nevoie de fiecare. Noi nu suntem tari dacă suntem despărțiți. Noi trebuie să comunicăm unul cu altul, să știm unul de altul. Aud uneori despre cineva care a fost la spital o săptămână și n-am știut nimic. Mă întreb,
De ce nu mi-a fi dat un telefon? Așteaptă să ne rugăm pentru el, așteaptă să-l vizităm, timp în care nu știm că e în spital. Întreb eu, câtă unitate în Duhul există între el și păstorul bisericii, dacă nu-și permite să pună mâna pe telefon și să spună frate păstor? Mie sau la alt frate păstor din biserică? Am o problemă de boală, sunt în spital, să știi de mine, roagă-te pentru mine. Sau dacă vrea, poate să spună, pune biserica să se roage pentru mine. Noi depindem unii de alții, nu putem sta separați. Separatismul acesta demască nepocăința noastră. Legătura păcii, spune Scriptura, și dragostea ne pune pe noi în unitate. Frați și surori, alergați după unitate și după părtășie. Luptați împotriva la tot ce ne strică unitatea. Să știți că nu lucrurile din afară strică unitatea din interior. Nu, o întărește. Lucrurile din interior strică unitatea din interior. Și fiecare dintre noi avem obligația să luptăm pentru menținerea unității. Chiar dacă trebuie să ne smerim, uneori să ne aplecăm, având dreptate să tăcem, doar pentru ca să nu fiecare să ne reclamăm dreptatea, pretențiile, mofturile, pentru că atunci ajungem la conflict și nu ne mai înțelegem unul cu altul. După cum în familie este greu să avem unitate și suntem 2, 3, 4, 5, uneori mai mulți. Dar într-o biserică unde sunt sute, cât de mare ar trebui să fie investiția noastră pentru păstrarea acestei unități? Frați dragi, dacă vă veți osteni pentru păstrarea și promovarea unității, nu de mine neapărat veți fi prețuiți. Veți fi prețuiți de stăpânul bisericii, care este Iisus Hristos. El o să vă răsplătească. De asemenea, biserica se aduna pentru rezolvarea problemelor interne. În Cartea Faptelor sunt două exemple, Fapte 6, Fapte 15. În Fapte 6 a fost un conflict, deoarece creștinii greci au fost neglijați la împărțirea ajutoarelor. Văduvele au fost neglijate. Iar în Fapte 15 a fost un conflict datorat de confuzie. Ce să li se impună noilor convertiți? Să li se impună și cultura evreiască sau doar principiile aduse de Iisus în Noul Testament? Observați cum s-a soluționat problema din Fapte 6. Liderii au așezat un grup de oameni care să slujească și slujirea lor să facă dreptate. Observați cum s-a rezolvat lucrurile în Fapte 15. Liderii au hotărât, facem așa și facem așa. Dar și în Fapte 6 și în Fapte 15, ei au vorbit în contextul adunării bisericii din vremea aceea. Fraților, unitatea lui Dumnezeu în biserică trebuie păstrată cu orice preț. Oricine o strică, nu luptă împotriva unui om, împotriva bisericii sau împotriva organizației. Luptă împotriva lui Dumnezeu, care l-a trimis pe Fiul Său să moară pentru ca biserica să existe. Și El a promis că nici măcar locuința morților nu-i va distruge biserica, dar un om. E o nebunie mare pentru un om să-și permită să strice unitatea în biserică doar pentru a-și promova interesele personale. Oamenii n-au alt interes pentru a strica unitatea decât să-și promoveze interesele personale. Apoi, un alt motiv pentru care biserica se adună împreună este pentru aprobarea și trimiterea slujitorilor. Ce duh credeți că am eu? Să mă duc să predic, să zicem, în undeva, mă duc să predic. Dacă știu că dumneavoastră sunteți împotriva la această slujire a mea, spune-mi sincer, cum pleci de acasă când știi că soțul nu e de acord cu plecarea dumitale? Cum pleci de acasă când știi că soția nu e de acord și v-ați certat? Cu ce inimă pleci? E binecuvântată călătoria aia? Ai succes? Ai inimă? Ești încurajat? Dar de unde? Trebuie să știi că biserica te binecuvintează în slujirea pe care o faci. Ai inimă? Ești încurajat? Îți dă aripi asta. Nu ești plouat. Nu ești fricos. Nu face o lucrare despărțit de poporul Domnului. Puterea unui slujitor este a lui Dumnezeu manifestată prin unitatea cu biserica. Niciun om nu-și poate permite să lucreze separat de biserica lui Dumnezeu. Sfinții aceștia sunt puterea pe care Dumnezeu o manifestă alături de mine, alături de fiecare slujitor în lucrarea spirituală.
Aduceți-vă aminte că lucrul acesta avea rădăcini în Vechiul Testament. Numeri 27, vă aduceți aminte, sau Deuteronom 34. Și Pavel în 1 Timotei capitolul 4, versetul 14, continuă gândul acesta al chemării lui Dumnezeu văzută de biserică și a trimiterii lui Dumnezeu văzută de biserică. Frați și surori, este imposibil ca Dumnezeu să mă cheme pe mine să slujesc și dumneavoastră să nu vedeți asta. Când Dumnezeu mă cheamă pe mine să slujesc ca pastor, dumneavoastră veți vedea în mine darul lui Dumnezeu în direcția asta. Iar dacă totuși eu fac slujba asta și Dumnezeu nu m-a chemat, dumneavoastră știți lucrul ăsta. Pentru că nu vedeți în mine lucrurile pe care ar trebui să le aibă un slujitor care face această slujbă. Biserica tot timpul vede dacă un om care face o slujbă are darul ca să facă slujba sau nu-l are. Tot timpul biserica vede. De când sunt în mijlocul dumneavoastră de 5 ani? Din punctul meu de vedere, n-ați greșit niciodată în votul secret dat pentru orice problemă pe care am supus-o votului. Mereu și mereu am avut discuție cu frații pastori și cu frații din comitet și am remarcat călăuzirea pe care a avut-o biserica atunci când fiecare a votat separat, dar călăuzit de același Duh. Biserica lui Dumnezeu este luminată de Duhul lui Dumnezeu și atunci când biserica se adună să ia o decizie, Dumnezeu o binecuvintează. Un ultim lucru pe care aș vrea să-l spun în legătură cu binecuvântarea de a fi împreună este faptul că uneori suntem împreună pentru că suntem persecutați. Starea de rugăciune, starea de evangelizare, de unitate este motivată în mod direct și de prigoană. Aduceți-vă aminte de începuturile omenirii. Dumnezeu le spune, împrăștiați-vă pe tot pământul, umpleți pământul. Ei spun, nu, turnul Babel, stăm toți aici, avem un turn de control, avem un centru de veghere și nu ne împrăștiem noi pe tot pământul, noi vrem să fim puternici. Puterea stă în unitate, nu în împrăștiere. Dumnezeu le-a spus, umpleți pământul, că n-a avut scop să fie tar, tar e El. Observați că în fapte se repetă istoria, tragedia aceasta. Dumnezeu le spune, mergeți până la marginile pământului. Ei stau în odaia de sus și cântă și se roagă și se bucură. Iar alții mureau în păcat. Și e nevoie să pună Dumnezeu pe evrei, fiecare să-și ia un băț și să îi bată, să-i prigonească și atunci de frica prigoanei se ascund și fug din Ierusalim. Prigoana pune biserica împreună, întărește biserica, aduce biserica la rugăciune și descoperă obiectivele bisericii. Rămânerea în unitate a bisericii este cheia succesului. E adevărat, e important să avem predicatori chemați de Dumnezeu să predice și focul Duhului să curgă prin predica lor. E important să avem dirijori și formații. E important să fim organizați din toate punctele de vedere, că suntem un popor cu rânduială și înțelepciune. Dar cheia succesului este unitatea bisericii, nu pastorul, unitatea bisericii. Dacă un pastor păstorește o biserică dezmembrată, el nu-i bun de nimic. Rămânerea în unitate este cheia succesului, pentru că tocmai aici lovește diavolul. Tot timpul diavolul lovește să dezbine biserica. Vrea să mă pună pe mine împotriva dumitale și pe dumneata împotriva mea. De la lucruri de nimic. Poate de la un copil, am avut o discuție pe marginea copilului dumitale care a fost nedreptățit în adunare. Poate faptul că ai vrut să cânți și eu am uitat să te pun să cânți. Poate că ți s-a părut că, sau poate nu ți s-a părut, chiar este real, e adevărat. Lucruri din astea peste care se poate trece, dar din anumite motive nu se trece. Și oamenii se pun împotrivă. O biserică nu-i tare, poate să aibă membrii pe Billy Graham și pe cine vreți dumneavoastră, numai unul și unul. Nu-i bună de nimic dacă oamenii aceia nu au legătura Duhului și nu trăiesc în unitate. Poți să chemi aici vârfurile păstorilor din America și să-i faci membri la Betania. Ne vom certa toată ziua dacă nu vom trăi în Duhul și în unitate.
Fraților, succesul unei biserici este unitatea. Luptați pentru ea și fiți împotriva dezbinărilor. Mai mult decât împotriva la orice, fiți împotriva dezbinărilor. Nu dați concursul niciunei dezbinări. Dezbinarea niciodată nu e o soluție. Mai aud pe unii spunând pentru opoziție. Fraților, opoziție înseamnă partidă, mă, oameni buni, terminați cu opoziția. Opoziție la democrat și la republican, nu în biserica lui Iisus Hristos. L-ați văzut pe Petru în opoziție cu Ioan? De unde ați venit cu ideile de opoziție? Opoziția este soluție în biserică? Păi opoziția înseamnă ceartă, mă, oameni buni. N-ai vrea să fie opoziție la dumneata în familie? Dacă ești în opoziție cu soția, merg lucrurile bine? Frați dragi, nu vă lăsați amăgiți. Unitatea este succesul Bisericii lui Dumnezeu. Iar falimentul unei biserici începe cu dezbinarea și cu partidele. Fugiți de asta ca de foc, pentru că Dumnezeu ne va judeca pe fiecare, și pe tineri, și pe bătrâni, și pe slujitori, și pe oamenii din bancă. Păziți-vă sufletul, că venirea Domnului este aproape. Clipa plecării noastre la El, să știți că se apropie. Păziți-vă sufletul mai mult decât orice, pentru că toate le lăsăm pe pământ, dar sufletul luăm cu noi. Fugiți de dezbinare, fugiți de partide. Nu vă amestecați în lucruri care strică unitatea Bisericii lui Dumnezeu. Iisus a murit pentru unitatea acestei biserici. Când spun acestei biserici, mă refer la Biserica Universală. Aduceți-vă aminte, Gamaliel a fost un om nepocăit, dar a spus următorul principiu biblic. Fraților, unitatea bisericii este dovada prezenței lui Dumnezeu în biserica aceea. Iar dacă o biserică se destramă, este dovada faptului că Dumnezeu nu mai este acolo. Spunea el, așteptați să vedeți dacă acești oameni se risipesc și atunci veți ști că Dumnezeu nu a fost cu ei. Dar dacă ei rămân împreună și se simt legați în unitatea Duhului, atunci nu vă băgați acolo, că aveți de-a face cu Dumnezeu. Asta a spus-o un om necredincios, dar a fost un principiu credincios. Cea mai puternică mărturie a Bisericii lui Dumnezeu este unitatea. Niciodată nu putem să dovedim lumii că suntem ai lui Dumnezeu dacă ne vom certa, dacă ne vom bârfi, dacă ne vom vorbi de rău unii pe alții și tot felul de alte lucruri asemănătoare acestora. Ce ziceți despre o femeie care vine și își bârfește soțul la dumneavoastră? Respectați o astfel de femeie? Ce ziceți despre un copil care își vorbește de rău mama? L-a purtat în pântece 9 luni și i-a vegheat la căpătâi nopți după nopți. Oricâtă dreptate ar avea, apreciați copilul ăla care își bârfește mama? O mamă n-are voie să fie bârfită pentru nimic. O soție, un soț, n-are dreptul să fie bârfit pentru nimic. Nu-ți bârfi partenerul la nimeni, pentru că nu câștigi, pierzi. Nu-ți bârfi fratele, nu-ți bârfi dirijorul, nu-ți bârfi postorul, pentru că, de fapt, arăți altora cât de sărac ești în interior, cât de pustiu ești, ce obiective ai, ce priorități ai, cât de invidios ești. Cum vrei să-i distrugi pe alții cu vorba, nu câștigi niciodată. Asta nu e o atitudine duhovnicească. Te vor aprecia oamenii de fațadă sau te vor aprecia oamenii firești, dar un om duhovnicesc nu va aprecia un bârfitor niciodată. De câte ori bârfa a fost o metodă duhovnicească folosită de Domnul? Aș vrea să mă apropii de încheiere, m-am rămas 6-7 minute, vorbim puțin despre slujbele din biserică. Slujbele din biserică sunt un subiect vast. Ele pot fi abordate într-o manieră generală, în câteva minute, sau pot fi abordate în ore și ore, luând toate slujbele din Biblie pe rând, vorbind despre termenii grecești care le definesc ce însemna în vremea aceea și în amănunt ce responsabilități avea slujitorul acela, nu este scopul meu. Eu vreau să spun doar câteva cuvinte generale despre slujbe. Și vreau să spun că Biblia ne spune că Dumnezeu a ales oameni pe care i-a pregătit și i-a așezat să conducă poporul spre desăvârșire.
Este adevărat, noi toți suntem slujitori, dar unii dintre noi suntem dedicați în slujire. Și primul este adevăr și al doilea este adevăr. Un adevăr nu-l exclude pe celălalt. Într-un fel sunteți chemați dumneavoastră la slujire și în alt fel sunt eu chemat la slujire. Chemarea mea, iertați-mi lipsa de modestie, mă face responsabil de Biserica Domnului. Dumneata nu ești responsabil de Biserica Domnului. Eu, datorită chemării și poziției pe care o am, sunt responsabil de Biserica lui Dumnezeu. Și fiecare în parte, potrivit chemării, are o anumită responsabilitate. Noi fiecare suntem responsabili de propriul suflet. Suntem responsabili de casa noastră și într-o oarecare măsură fiecare suntem responsabili de Biserica Domnului, dar responsabilitatea aceasta diferă. Și într-o fabrică, un anume supervisor este mai responsabil de companie, pe când altul, care are responsabilități mai mari și poziție mai înaltă, este mai responsabil. La fel este în Biserica lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte ce spune cuvântul în Cartea Evrei. Darurile și slujbele sunt date de Dumnezeu în biserică și sunt fundamentul organizării bisericii. Încă o dată, darurile și slujbele sunt date bisericii și sunt fundamentul organizării și activității bisericii. O biserică fără daruri și fără slujbe este un grup de oameni fără nicio direcție, fără niciun scop. Frați dragi, Biserica lui Dumnezeu are putere prin daruri și are autoritate prin slujbe. Dumnezeu lucrează cu putere în biserică atunci când ea se adună în unitate, în sfințire, și darurile și slujbele își fac datoria fiecare în locul lor. În biserica unită și sfințită, Dumnezeu lucrează prin daruri și slujiri pentru împlinirea nevoilor. Sunt nevoi în biserică? Sunt. Cine le împlinește? O nevoie în biserică e împlinită prin manifestarea unui dar și prin manifestarea unei slujiri. Imaginați-vă un nou convertit sau un copil de-al dumneavoastră care se botează. El are nevoie de creștere spirituală. Cine îl crește spiritual? Îmi veți spune Dumnezeu. E adevărat că Dumnezeu, dar prin cine? Păi uitați ce spune cuvântul. Să vă citesc câteva versete, de fapt să vă aduc aminte de câteva versete pe care dumneavoastră le știți bine. Ascultați-mă cu atenție. Și el a dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști, păstori, învățători. De ce? Pentru desăvârșirea sfinților. Care sfinți? El a chemat pe unii și i-a dedicat în slujire pentru desăvârșirea sfinților. Dumnezeu lucrează prin slujirile acestea. De aceea spune Pavel, rugați-vă pentru mine, de fapt pentru slujirea mea, pentru ca să fiu în Duhul, ca să fiu în locul la care m-a chemat Dumnezeu, pentru ca să fiu în starea care mă vrea Dumnezeu, să nu cumva să lucrez din fire, din ambiție, să nu cumva să lucrez din interese omenești, să nu cumva să lucrez pentru câștig prostesc. Cuvântul este mârșav. E un cuvânt mai greu de înțeles. Rugați-vă pentru mine să am inima curată. Rugați-vă pentru mine să fiu responsabil de chemarea lui Dumnezeu. Rugați-vă pentru mine să-mi înțeleg menirea. Rugați-vă pentru mine să slujesc cu dăruire, cu pasiune, să vă iubesc prin slujirea mea. Să înțeleg că v-ați dedicat timpul acesta să fiți aici și eu nu-mi pot permite să-mi bat joc de timpul dumneavoastră, ci trebuie neapărat în timpul ăsta să vă hrănesc potrivit harului pe care Dumnezeu mi l-a dat mie. E chemarea mea, e responsabilitatea mea. Vai de mine dacă nu mă fac demn de această responsabilitate. Darurile și slujbele nu sunt atât de mult poziții, ci sunt acțiuni spirituale. Nu poziția este importantă, este importantă slujirea. Pentru că uneori anumiți oameni care au poziții, aproape că ți-e greu să nu-i disprețuiești, datorită poziției pe care o au, dar activitatea nu-i la nivelul poziției. Timp în care sunt alte persoane care nu au poziție, dar au multă activitate, ca și cum ar avea poziția.
O poziție te obligă să muncești mult în via Domnului. Vreau în această seară, dragii mei, privind la subiectul acesta, Biserica lui Dumnezeu, vreau să înțelegem că Biserica lui Dumnezeu suntem noi și copiii noștri. Și în mare măsură, fericirea și liniștea noastră sufletească depinde de biserică. Să știți că în viața românilor, biserica joacă un rol extraordinar. Dumneavoastră nu puteți spune mie nici măcar un caz de oameni care vin mereu și mereu la biserică și ajung să divorțeze. Nu puteți să-mi spuneți un astfel de caz. Pot exista tot felul de accidente datorită unui partener care este dezrădăcinat de Domnul și persoana duhovnicească este o victimă în căsătorie și este abandonată. Dar astea sunt excepții. Însă, de obicei, oamenii care ajung în astfel de situații sunt persoane care o răresc cu biserica, o accentuează cu televizorul, cu internetul, cu cinematograful, cluburile, cu ieșirile, cu downtown-ul, cu tot felul de astfel de lucruri și la biserică rar, la pocăință rar, la rugăciune rar, la studiu biblic rar. Și puțin câte puțin, firea începe să câștige teren, să-și facă un imperiu. Și te trezești că omul ăla, care odinioară era un om bun și-și iubea nevasta, astăzi nu se mai poate înțelege. Fraților, biserica suntem noi. Și noi suntem biserica atâta timp cât suntem pocăiți, cât suntem sfințiți și cât luptăm pentru unitate. Aceasta este responsabilitatea mea și este responsabilitatea noastră. Fiți sinceri, când se va termina viața noastră, câți dintre noi vor merge în iad că au avut bani puțini? Câți dintre noi vor merge în iad că n-au avut mașini noi? Câți dintre noi vor merge în iad că au fost doar rezidenți și nu cetățeni? Câți dintre noi vor merge în iad pentru că n-au fost frumoși, puternici, bogați și deștepți? Cine va merge în iad, va merge că n-a fost pocăit. Și atât. Vă îndemn cu toată responsabilitatea în această seară, atât pe dumneavoastră care sunteți aici, cât și pe cei care sunt online cu noi și pe cei care probabil vor asculta pe un disc cândva cuvintele acestea spuse de Domnul și pentru slava Lui. Vă îndemn în numele Domnului Iisus, frați și surori, atât pentru dumneavoastră cât și pentru casele dumneavoastră. Luptați mai mult decât pentru orice altceva, ca să existe pocăință, sfințenie și unitate. Că fără aceste lucruri e doar o religie goală, o formă prostească, care nu are niciodată misiunea cerului. Mă rog lui Dumnezeu, fiecare dintre noi, să avem parte de o alergare cu Domnul, care se termină cu Domnul, la picioarele Domnului. În scopul acesta vreau să vă invit să ne rugăm și să ne rugăm pentru noi, pentru casele noastre și pentru biserica lui Dumnezeu. Să stăm în picioare, dragii mei, și să încheiem serviciul cu rugăciune. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.